Aparatul fotografic este singurul instrument care imortalizează, înregistrează și păstrează memoriile unei realități care se pierde în timp. În aceeași măsură, aparatul fotografic a fost promotorul noii arte și industrii prin prisma fraților Lumière. August și Louis Lumière au fost copiii industriașului francez Antoine Lumière, proprietarul unei uzine de aparate de fotografiat. Cei doi, August și Louis, erau fotografi de meserie, evident. Cei doi sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică. De fapt, primul aparat a fost folosit atât la filmare cât și la proiecție, prin adaptarea unei surse de lumină. Lumière a realizat primele filme, alegându-și diferite subiecte hazli din însăși fabrica lor de aparate de fotografiat. Astfel au fost realizate pelicule ca Tâmplarul, Fierarul sau Dărâmarea unui zid. Alte subiecte, tot hazli, au fost alese din viața de familie, precum dejunul unui bebeluș, borcanul cu peștișorii roșii, ceartă între copii, baia de mare, partida de cărți, partide de table sau pescuitul crevetelor. Fratele lui Louis, pe numele său August Lumière, filmează câteva pelicule inspirate din activitatea fermierilor la proprietatea tatălui lor, una dintre ele numindu-se Femei care ard ierburi. Louis Lumière a fost primul operator de actualități. În iunie 1895, când proiecția cinematografică se făcea numai sub titlu de experiență, Lumière filmează cu ocazia Congresului de Fotografie sosirea participanților coborând din vapor. Succesul obținut de frații Lumière cu prima proiecție cinematografică îi determină pe aceștia să angajeze operatori care să înregistreze pe peliculă aspecte din viața cotidiană. Fapt care a făcut probabilă apariția jurnalului de actualități, a documentarului, reportajului, precum și primele montaje de film. Primul montaj de film îl realizează lui Lumière. Cum? Prin unirea a patru filme cu durată de un minut despre activitatea pompierilor, mai exact despre ieșirea cu pompa, punerea în baterie, atacul focului și, evident, salvarea. Tot frații Lumière au pus la punct pentru prima dată un sistem de film color, unde colorarea fotogramelor alb-negru se făcea evident manual și cadru cu cadru. Trebuie să recunoaștem că aceste filme erau mai degrabă filme colorate și nu filme color ca și cele pe care le vizionăm noi astăzi. Cu toate acestea, frații Lumière au declarat la început că cinematograful este o invenție fără viitor și au refuzat categoric să-i vândă invenția lui Georges Méliès. Însă viitorul a fost altul. Cinematograful s-a dezvoltat, devenind atât o nouă artă, cât și o nouă industrie. În tot acest zbucium al căutărilor în dezvoltarea tehnicii cinematografice, frații Lumière au contribuit și la dezvoltarea sistemului de transport sacadat al filmului în aparatul de proiecție prin îmbunătățirea complexului de Malta. Toată viața lor, frații Lumière au perfecționat și au îmbunătățit descoperirea lor, cinematograful.